Ok, de salutare, sunt Capitan și bine ați revenit la la un nou episod de Minecraft Let's Play în care am făcut destul de multe, de exemplu, copaci și noi pe aici, două trei chesturi și am încercat să fac aici camera și tot lucrând la ea nu mi-am dat seama că eu nu înregistrez nimic și că muncesc prea mult offline și am ăsta pe camera și am hotărât să gen delimitez cam pe unde ar veni diferite lucruri și nu știu ce. Am hotărât aici că să vină așa un fel de ponton până pe partea cealaltă, pe acolo, cu apă, porcării, chestii, nu știu ce. Acolo am închis, cred că o să închid cu piatră de asta. Și din câte am hotărât până la urmă, mă gândeam gen să închid zona asta aici. Numai că o să văd cum fac gen să pun vreo 2-3 pistoane pe aici să tragă lemnele astea și gen să intru aici sau un fel de cameră secretă cu chesturi ceva pe aici. Da, în mare parte cam asta ar fi de făcut până acum, să termin camera și în fața aici mă gândeam să fac o ușă de aia de 3x3, dar nu știu dacă am spațiu pe ea de pentru toate pistoanele și alea. Dar în mare parte să dobărâm copaci, că de asta avem cel mai important nevoie. Și nu avem torțe, mergem să ne facem torțe. Și am hotărât să renunț la, cum se numește, la shader pentru că în mare parte vreau să trec pe snapshot-uri, pentru că s-au băgat multe chestii mișto pe snapshot-uri. Dar deja mai fac torțe că vine soarele. Gen, s-au băgat chestii foarte mișto, cum ar fi costumul ăla cu care poți să zbori sau... Cine ai să mai băgat? S-au băgat tot fel de plante noi, s-au băgat... costumul pentru că vreau eu să fac update pentru costumul ăla, că era criminal. Elintra sau Elantra, nu mai știu cum se numește, dar oricum e criminal costumul ăla. Să vedem până aici. Iar dacă tot l-am pus așa aici, în greșit, măcar să-l punem cum trebuie aici. Și în mare parte nu o să rămână așa. Momentan îi dau formă, dar vreau să văd cam cum ar veni. Și o să vină cu detalii și alte porcării. Mai e până acolo oricum. Ia să vedem aici asta. Și... cam asta au fost. Oricum trebuie să mergem neapărat acum să facem rost de lemne. Ia să vedem. Spargem pe tine, te spargem pe tine, dar dacă tot suntem aici, video settings, shaders și unde era high performance, dan, 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 data nu se vede nimic, acum parcă se vede mai bine. Hai, dacă tot l-avem, hai să și până schimbăm pe snapshot-uri. E, pe tine te las acolo că nu poți să te iau. Ia uite aici. Și după ce termin avampostul ăsta aici, că așa m-am gândit gen să fie un fel de peșteră avampost chestii, unde vin și strâng zăpadă și astea, m-am gândit să merg încolo, că știu că am văzut eu un fel de pădure sau ceva pe acolo. Și să sperăm că acolo nu o să fie așa multă zăpadă și o să fie gen mai mulți copaci. Poate și animale, că pe aici n-am văzut niciun fel de animal. Adică niciun fel de animal deloc, deloc. Și, dar oricum, gen o să văd cum fac cu... Hopa, și s-a dus asta. O să văd cum fac, cum varos să fac portal. Le unesc între ele și pe aia fac din aceea un fel de... de aia de mină. Nu de aia de mină, cum ne zice, mă. Piscină ferată. Ia să vedem, să ne facem un târnă cu apă. Poate ne te punem aici. Așa, pac, pac. Nu termină comun. De asta Stone Axe, topor. Să mergem să mai tem, că mai avem 21. Binișor, binișor, binișor. Ia să vedem, a rămas undeva. Parcă da, pe ăsta nu-l tăiasem complet. Ia să vedem. Da, pe tine nu-l tăiasem complet. Și ăsta a fost ultimul cub. Și acum să te spargem pe tine. Pac.
Dar mi-e că gen shader-ul ăsta să vede așa întunecarea de tot. Perfect. Și mai avem unul singur. Hai să-i spargem și pe tine și să ne apucăm de camera cum trebuie. Pe tine te plantăm pe aici. Și să mergem sus să ne ocupăm de camera. Pac, pac, pac. Hai da, hai da. Și sus. În mare parte vreau plencuri. Te mi-aduc aminte, da. Pac, pac, pac. Hai că începe să prinde contur. Aici va trebui să începem să spargem. Ia să vedem. Perfect, mai avem pe aici puțin. Numai că nu vedem nimic. Va trebui să punem torțe mai multe pe aici, pe zona. Cum ar fi aici, aici. Pe asta nu merge oricum, dar punem pe aici. Și mi se pare că... A, nu. A, nu, azi, mâine. Mâine, mâine, 1 decembrie. Avem Ziua Națională a României. Și cum sunt în București, mi-e lene să mă duc până la porcăria aia de paradă națională, nu știu, o să stau acasă. Și o să fie viață de viață pe mine, că atunci am tot timpul în lume să înregistrez și eu cum trebuie. S-a dat și liber la liceu. Mai scap și eu de ore, nu mai mă chinui cu teme, proiecte, învăța porcării și alte chestii. Ce o să trăiesc și eu mai bine. Ia să vedem pe aici. Pe aici am luat tot. Și să începem să umplem. Mare parte și pe aici, peste tot. O să încerc să văd cum fac rost de glowstone, să-l pun în tavan. Ia să vedem. Pe unde mai avem? A, trebuie să facem neapărat niște scări. Numai că facem din astea. De așa, perfect. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4. Merge și pe colț aici. Încă una, și încă una, și încă una, și încă una. Și să văd ce pun eu pe afară, să văd cum arată mai întâi. Cred că o să trag niște pământ așa peste. Văd eu cum fac acolo. Dar oricum, în mare parte ne mai trebuie scări. Și facem aici. Mai punem câteva. Ia să vedem. Momentan să sperăm că sunt de ajuns. Tu. Da, nu s-a pus bine deloc. Ia să vedem. Asta. Perfect, perfect, perfect. Și aici. Nu. Invers, invers, invers. Eu urc scările astea, nu știu, niște fizici ciudate, rotatoare, când trebuie să le pui. Pac, perfect. Unde s-a dus torța, mai avem cum să o folosim de acolo. Ia să vedem, o mare parte mai avem aici. Nădovorât. Și cred că o să pun eu peste pământ, să văd cum fac mai întâi. Și s-a dus și asta. Să ne facem și o lopată, că trebuie să găsim neapărat un alt să fier, să ne apucăm să facem un alt de fier. Ia să vedem. Parcă tu și tu. Cam așa. Ia să vedem și să ne luăm niște lemne. Și să ne apucăm de umplut. Cam așa. Hai că începe să prindă formă. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Și pe aici o să vină niște de-alea scări mișto. Mare parte cam așa vine. Și
primul rând trebuie să dobărâm copacul ăsta, e copac peretele ăsta. Punem aici astea și scări de jur împrejur și pe aici și pe acolo. Momentan e perfect. Ia să vedem cum facem. Facem scări mai întâi. Niște scări și ne trebuie și un târnocop, că tocmai ce s-a spart. Chiar trebuie neapărat să găsim din acelea fier, că nu chiar nu mai merge așa cu astea de piatră. Spargem asta aici. Perfect. Niște lemn. Ia să vedem. Am început să stăm prost cu lemnul, nu mai avem chiar deloc. Ia să vedem, poate ne te spargem, te punem sus și aici. Iar nu te-ai pus deloc bine. Te punem aici, 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 aici. Pac, perfect. Și asta a fost. O să mai avem aici câteva pus și să unim aici. Ia să vedem cum vine. Vine destul de bine, chiar prinde formă, chiar îmi place. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu prea bine, trebuie să fie număr impar, dar cam ăsta e. Mare parte tu să fie perete de lemn pe aici. Ia să vedem pe aici, pe aici. Și cam așa. Și am rămas fără lemn. Avem târnăcop, avem torțe și să mergem să vedem dacă e pădurea cum trebuie acolo și dacă e să și dobărâm câțiva copaci din ea. Poate ne stabilim acolo o zonă unde să ne facem casă. Și pe cum ziceam, începe pădurea. Da, perfect. E cu ce trebuie. Avem aici un râu înghețat. Dacă tot suntem aici, hai să luăm și niște nisip. Ia unde? Pe aici. Așa, perfect. O să ne avem și noi nevoie de niște sticlă. Mai departe vreau să fac și niște geamuri pe acolo, că, sau probabil nu fac geamuri. Dar e bine să-l avem la noi. Așa, perfect. Ia să vedem cât mai avem. Mai luăm pe ăsta. Tu nu fugi. Luăm și pe ăsta de aici. Și mergem sus să ne luăm și niște copaci. Stăm foarte prost cu lemnul, dar în mare parte îmi place zona pe aici. Ia să vedem ce mai e pe aici. Fel de munte. Și peșteră, probabil și peșteră. În mare parte văd că e numai de asta. Numai pădure, dar oricum e destul de bine ca să avem lemn la dispoziție. Și plus e și lemn de asta negru care îmi place la nebunie. Hai să punem câteva torțe pe aici. Să știm că asta e zona care trebuie. Perfect. Primul rând să începem să dobărâm copaci. Punem aici o torță ca să vedem sub noi. De fapt deasupra noastră. Să spargem așa. Să luăm și pe asta de aici. Să făcură noapte și cam atât a fost pe ziua de azi. O să mă întorc eu când episodul viitor când o să strângem tot lemnul și ce și o să facem acolo camera cum trebuie. Dar oricum nu uitați dacă v-a plăcut episodul like, dacă vreți să mai vedeți așa ceva, dați subscribe și dacă aveți